Pun pariu că habar nu aveai de site-ul ăsta. Hai să-ți arăt. Site-ul se numește homeworkistrash.ml, iar cu acest website nu o să mai aveți site-uri blocate la școală. Spre exemplu, haide să zicem că vreau să intru pe Facebook și site-ul este blocat de școala mea. Îi dau go, se conectează printr-un proxy și am Facebook disponibil la școală. Cât de tare e acest site? Pun pariu că habar nu avea de site-ul ăsta. Hai să-ți arăt. Site-ul se numește rave.dj, iar cu acest website putem să facem mashup-uri cu ce piese vrem noi. Am ales aici această piesă, nu sunt fan, dar este în trending, și această piesă, fiindcă sunt curios cum ar suna Dua Lipa pe manele și hai să vedem ce a ieșit. Fiți atenți aici. Piesa se numește Levitate și hai să-i dăm play să ascultați. Pun pariu că habar nu aveai de site-ul ăsta, hai să arăt. Site-ul se numește Yamli, iar cu acest site nu o să mai existe întrebarea eu ce gătesc astăzi. Aici vă alegeți frumos ce gastronomie vreți voi, am ales Italian, that's next. După care aici, dacă aveți vreo alergie, bifați alergia și that's next. Și dacă vreți să urmați o dietă, spre exemplu dieta keto. Iar după ce ai pus toate criteriile, primești aici rețete pe placul. Cât de tare este acest site? Site-uri aproape ilegale. Site-ul se numește atlasobscura.com, iar cu acest website găsim atracții turistice de care nu știe absolut nimeni. Hai să vă arăt. Spre exemplu, am căutat Paris și am găsit această linie de cale ferată abandonată unde are și niște poze super șmechere. Și nu mulți turiști știu de acest loc. Cât de tare este acest site? Cred că și tu de multe ori te-ai gândit, băi, dar nu există nicio alternativă la Microsoft Office? Ba da, există și am să-ți arăt. Site-ul se numește workspace.google.com, iar aici, dacă intrați la Products, aveți toate alternativele pentru Microsoft Office. Spre exemplu, Google Docs este exact la fel ca Word-ul, Google Sheets, de multe ori este chiar mai bun decât Excel-ul și Google Slides este PowerPoint. Și încă un lucru de menționat, dacă aveți fișiere care sunt format Office, pot fi adăugate aici în Google și pot fi convertite la formatul Google, dar și viceversa. Dacă ești programator sau vrei să devii programator, trebuie să vezi site-ul ăsta. Site-ul se numește Blackbox, iar acest site îi ajută pe programatori cât și pe cei care vor să devină programatori. Spre exemplu, aici întrebați inteligența artificială ce vreți voi, i-am spus că vreau să-mi creeze un joc Tetris în Java, apăsăm pe Search. Hai să vedeți rezultatele. Mi-a dat aici ghidul cum să rulez acest HTML și aici am odată versiunea 1 de Tetris pe care pot să o joc și aici rezultatul 2, a doua versiune de Tetris pe care tot la fel pot să o rulez. Intrați pe Blackbox și jucați-vă cu el. Pun pariu că habar nu aveai de site-ul ăsta. Hai să-ți arăt. Site-ul se numește Autodraw. Iar acest site îi ajută pe cei netalentați la desen. Spre exemplu, hai să zicem că vrem să facem o căsuță. O să facem ceva de genul ăsta, un acoperiș. Hai să-i facem și baza casei. Și, ia uitați, mă ajută site-ul fiindcă și-a dat seama că nu am talent la desen și pot să aleg de aici forme și chiar ceva mai avansat dacă vreau. Cât de șmecher este acest site?